Tot ați amintit despre situația de la noi din țară. Am văzut astăzi, din păcate, un nou record de cazuri de coronavirus. Da. Avem 8.651, 146 de morți, peste 1.000 de oameni la terapie intensivă. Continuăm cu alegerile. Am văzut. PNL continuă cu organizarea alegerilor și președintele Klaus Iohannis. De cealaltă parte, PSD joacă, da, dacă pot să spun așa, cartea amânării, pentru că știm că nu se mai poate. Cine pierde, cine câștigă din această luptă pe 6 decembrie? Până acum, probabil că nimeni nu ne garantează. Alegerile le putem amâna cu, știu, maxim 3 luni, ar trebui să le facem în martie. Nu avem nicio garanție că în martie vor fi, și oricum nu mai pot fi amânate. Cred că noi am avut exercițiul votului la alegerile locale. Cred că exercițiul votului, procesul electoral, bănuiesc că ați fost la vot, ați văzut că ați putut constata foarte ușor și cei care au fost au putut constata foarte ușor că este infinit mai puțin periculos exercițiul votului decât, știu, mersul la locul de muncă, activitățile profesionale sau exercițiul de a cumpăra niște produse, cumpărăturile pe care le facem fiecare, măcar de produse alimentare, care presupun un număr mult mai mare de interacțiuni cu obiecte, cu persoane, decât exercițiul votului. Deci aici nu văd un risc pe exercițiul votului și aș invoca, de exemplu, o comparație. Hai să ne uităm la Franța sau să ne uităm la Cehia, care nu au avut alegeri în ultimele 4 luni, să spunem, ultimele 3 luni. În Franța, numărul de infectări a ajuns la vreo 50.000. Dacă am compara cu populația României și am raportat acele infectări la populația României, nu ar fi trebuit în acest moment să avem vreo minim, cel pe puțin 15-18.000 de infectări. Nu e cazul. Dacă am comparat cu Cehia, la fel, practic în Cehia, numărul de infectări e de 4-5 ori mai mare decât în România și ei n-au avut alegeri locale, n-au avut alegeri acum o lună, acum 2 luni, acum 3 luni. Deci, cred că pentru România e important să avem o clarificare a majorităților, să avem un guvern stabil care să poată să ia decizii clare, inclusiv cu privire la gestionarea pandemiei. Altfel, sigur, toate partidele, și PNL, și PSD, și USR, vor fi cu un ochi la numărul de infectări, cu un ochi la sondajele de opinie care arată o fragmentare, să spunem, a românilor în ceea ce privește distribuția opiniilor cu privire la economie versus pandemie, și evident că vom întârzia poate luarea unor decizii. România nu cred, cel puțin în acest moment, iar experții au indicat foarte clar, inclusiv domnul Rafila, care dincolo de calitatea sa de reprezentant al României la OIM, Organizația Mondială a Sănătății, este și candidatul unui anumit partid de opoziție, a indicat foarte clar că alegerile, așa cum sunt ele, procesul electoral nu prezintă riscuri suplimentare. Da, riscul suplimentar ar putea prezenta campania electorală. Dar aici responsabilitatea partidelor, candidaților, votanților, până la urmă, să limiteze interacțiunile. Trăim în lumea, în era informațională, avem social media, avem televizor, avem radio, vom avea o campanie concentrată mai mult pe media, iar dumneavoastră, în calitate de instituție de media, aveți până la urmă și oportunitatea și șansa de a contribui la corecta informare a cetățenilor și de a ajuta partidele să își ducă mesajele într-un mod imparțial, astfel încât cetățenii să voteze în cunoștință de cauză.